încă un succes pentru Asociația Elevilor din Constanța. După nenumărate demersuri, toți elevii din orașul de la Malul Mării beneficiază de transport public gratuit. Până acum ei beneficiau de o reducere de 50% la plata abonamentului. Fie că învață la liceu, gimnaziu sau școală profesională, toți elevii vor beneficia de gratuitate atunci când vor folosi autobuzele de transport în comun. Oricine este din municipiul Constanța și învață, are transport gratuit în municipiul Constanța, și oricine este din altă parte decât în municipiul Constanța, dar învață la o școală de-a noastră, are transport gratuit în municipiul Constanța. Repet, grădiniță, școală, liceu, ucenicie, învățământ dual, învățământ vocațional, școală profesională, toate aceste forme. Pentru a beneficia de transport în comun gratuit, elevii trebuie să fie înscriși la o unitate de învățământ de pe raza municipiului Constanța și să aibă asupra lor carnetul de elev vizat pe anul școlar în curs sau o adeverință de școlarizare. Mai mult de 50 de lei pe lună cheltuie un elev pentru a putea merge la școală, fie că este vorba despre bilet sau abonament. Nu știam acest lucru. Ar fi chiar ceva destul de bun, având în vedere că prețul e destul de mare. Nu știu, în multe zile fac acest drum și e 8 lei din Mamaia până aici. Mi se pare o chestie foarte tare, trebuia să fie și înainte. Eu merg zilnic cu transportul în comun, ceea ce e super ok pentru mine, adică mai primesc niște bani în plus. O idee mai bună pentru elevii care stau nu stau în zona școlii. În perioada când erai elev nu beneficiai de... Nu, plăteam abonament și... Da. Am auzit, mi-a zis profesorul meu de volei că acum putem merge gratis cu autobuzul și chiar mă bucur de asta. Păi, în fiecare zi eu plătesc cu telefonul și e cam vreo 30 de cenți, deci ar veni vreo, nu știu, 1,50 €, așa pe săptămână, cel puțin. Și se cam adună bani. Elevii vor beneficia de gratuitate pe transportul public nu doar în timpul anului școlar, ci și în vacanță.